Duminică 6 august, biserica din Mănăstioara și-a prăznuit hramul. La fel ca în fiecare an, curtea bisericii a fost neîncăpătoare pentru numărul mare de credincioși veniți să ia parte la singura slujbă de peste an care se oficiază la această biserică. Liturghia a fost săvârșită de către un sobor format din 7 preoți. Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașuri și ai satelor și pentru iubitoare de Hristos armate, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor. 6 august fiind un eveniment important pentru comunitatea de atunci și de acum, de atunci chiar se ține această mare sărbătoare, în afară de faptul că este praznic împărătesc, are o semnificație deosebită pentru locuitorii acestor locuri. Participă foarte multă lume din localitatea noastră, din Udești, din Vulturești, din Bosanci, aproape și din împrejurimi și alte împrejurimi pe care oamenii vin aici pentru că găsesc aici liniștea sufletească. Și ăsta este motivul pentru care ei vin mai mult aici. Răspunsurile liturgice au fost date de către corul bisericesc din Udești și corul bărbătesc din Bosanci. În folclor circulă mai multe legende legate de această bisericuță din lemn din Mănăstioara. Multe dintre ele au fost consemnate și înscris. Ioan Zăgrean spunea ceva că ar fi venit, că schitul acesta este ca urmare a venirii, a fugii domnitorului Ștefan cel Mare din fața ucigașilor tatălui său Bogdan de la Riuseni. Deci legenda într-adevăr așa spune că pe locul acesta s-a adăpostit Ștefan într-un stejar uriaș împreună cu mama sa, căci după aceea a trecut dincolo în regat în țara românească și a venit cu oștirea la câmpul de la dreptate. Mitropolitul Teoctist l-a uns domn. Și după aceea știm ce a făcut. Și în amintirea morții tatălui a făcut biserica de la Reuseni, asta este sigur. Poate că a lăsat aici o vatră țiestrească de rugăciune, de mulțumire lui Dumnezeu pentru că a fost scăpat de prigoana de atunci. Pentru că la biserică vin foarte mulți credincioși din zonă și din împrejurimi, autoritățile locale doresc să promoveze mai mult legendele legate de aceasta și să inițieze mai multe proiecte. Noi avem în gând promovarea acestui, avem și ceva proiecte, poate să finanțăm un drum până la această biserică. Vom vedea ce vom face cu cei de la cultură, sunt interesați pentru a introduce în monumente istorice și pentru a promova ei un proiect pentru reabilitarea acestei bisericuțe.